Hello! Ce faci, Anisia? Ce faci, măi? Uite, ce să fac pe acasă? Uite, ți-am adus astea. Uau, ce frumoase sunt! Dar cu ce ocazie? Cu ocazia zilei de 8 martie. Vai, sunt foarte frumoase! Stai, adică tu nu mi-ai nimic altceva decât astea de 8 martie? Păi nu chiar tu cu gura ta ai zis că nu vrei nimic de 8 martie, că eu sunt suficient și că chiar nu vrei să mă mai deranjez? Am zis așa, dar nu credeam că ai să mă asculți fix acum. Cum așa? Oricând îți spun să faci ceva, tu nu faci. Dar chiar acum te-ai gândit să mă asculți? Păi te-am ascultat, da, ăsta e cadou meu pentru tine. Eu credeam că o să citești prin rânduri și o să înțelegi ce trebuie să înțelegi. Înțelegi? Nu înțeleg. Păi, deșeptule, când te invită lumea la nuntă, și-ți zic, vai, dar nu ne trebuie bani, nu aduceți cadouri, nu aduceți flori. Zic așa de complezență, știi, toată lumea, suntem de acord, suntem de acord. Tu ce faci? Te duci, iei flori, iei cadouri, aduci bani. Nu? Așa fix și aici. De ce n-ai înțeles ce ți-am spus eu? Da, dar de aia ți-i rușine, că na, totuși oameni străini. La noi nu-i cazul, nu? Deci doar dacă astea două le primesc și noi o să devenim străini. Ai, Manisa, că de când a început februarie numai așa am ținut-o. Pe 14 ai spus că nu sărbătorim, ți-am luat brățara aia, ți-a plăcut. Pe 24 ai zis că nu vrei nimica, ți-am luat parfumul ăla care nu a fost ieftin, ți-a plăcut. Pe 1 ai zis că nu vrei nimica, că gestul contează, ți-am luat poșeta aia, ți-a plăcut. Tocmai, că din toate dățile astea mi-ai adus cadouri ca lumea, m-ai învățat cu bine și acum fix de 8 martie mi-ai adus doar două zambile amărite și astea. Da, mă, dar până la urmă nu tu ziceai că gestul contează, na, ți-am luat ceva din gest. Da, lasă, că așa de ziua ta, în loc de tortă ți-au pișcot. Gestul contează și dacă ai să-mi zici, fă și mie o ciorbă, o să-ți dau o suplă la plic. Gestul contează. Ce zici? Adică, nu știu, și pe astea mi le-ai adus înflorite, e nașpa. Păi și o problemă asta? Da, pentru că astea trec imediat. Ele trebuie să fie îmbobocite așa, sunt jumătate de zi și mi-ai adus două, nu înțeleg nimic. Păi, astea sunt fix natură moartă. Tu ce, ai vrut să-mi faci un cadou, un tablou de Lucian, n-ai avut bani și mi-ai luat natură moartă low budget? Sau cum? Deci ca să înțeleg, vrei mai multe flori? Ia multe, să nu știu, să-mi umplu casa. Deci multe, cât de multe se poate? Un câmp întreg dacă se poate, da? Un câmp efectiv de flori vreau. Asta e vrea? Da, un câmp de flori. Ca să înțeleg eu, să nu fii nici înfloriti, dacă se poate nici îmbobociti, să fii la stadiu cât mai incipient, ca să țină cât mai mult, da? Ca să am înțeles bine, da? Exact, mă! Ok, fii atentă că am cel mai mișto cadou pentru tine. Serios? Da, hai cu mine. Unde? Hai. Așa, deci... Ia. Ești pregătită? Da. Da, deci... Da? Acum, dă-mi, da, ta-da! Surpriză! Nu, în partea aia. Păi unde e cadou? Ăsta e cadou. Câmp de flori. Asta văd, câmpul văd, dar unde-s florile? Păi nu, ele sunt încă în stadiu incipient, adică nu există. Vii, li pui și o să ai după aia și îmbobocite, și înflorite, și cât mai vrei. În felul ăsta nu se scutur cu racul două, le ai tătanul. Cu plăcere.